Neața. Neața și atât. Pentru că nu e bună absolut deloc. Și nu mă așteptam la asta niciodată, sincer vă zic. Adică bine, se poate întâmpla oricui, inclusiv mie. Am o veste extraordinar de urâtă. Imposibil de urâtă și de... Sunt plin de nervi, pot să zic așa, deoarece am pățit asta iar. Iar. Când zic iar, am pățit-o ieri și acum am rămas șocat să văd din nou asta. Am zis că, băi, n-are cum, e imposibil, e imposibil. Băi, și nu la ăia, mă. Bă, deci, nu știu cum așa sunt șansele de mari, mă, când îți dorești atât de mult ceva, exact de-aia nu ai parte. Da. O să încep direct să vă zic vestea cea proastă, super mega proastă. Mai exact, cred, nu sunt sigur 100%, dar cred că 90% ar fi treaba următoare. Mai exact, s-ar putea un șobolan sau mai mult șobolan să-mi fi atacat porumbei. Și încă ce porumbei. Am rămas fără doi pui destul de măricei care de-acum își dădeau drumul la zbor. Revoltat indian. Doi pui foarte frumoși, doi pui pe care abia așteptam să-i văd mari. Și deci n-aveți idee cât sunt de supărat, de nervos, de stresat așa, pentru că nu știu de ce și cum s-a putut în... de ce și cum intră, că e capul șobolanului, dacă intră printr-o găurică poate să intre oriunde. Fac un update la porumbei, o să vă arăt noutățile care sunt și bune, dar și foarte, foarte rele, extraordinar de rele. Așa că nu mă mai lungesc și hai să începem să vă arăt care e treaba. Acum 10 minute am găsit o victimă aici pe jos. Mai exact, un pui de voltat indian și unul l-am găsit ieri. Exact la fel, mai exact. Ok, pe ăsta de aici, care nu vreau să vi-l arăt foarte mult, că nu e o imagine foarte frumoasă, e fără cap. E de la piept așa, pe jumătate, rupt în două. O să încep chiar de aici, cu update-ul. Mamă, deci nu aveți idee cât îți de supărat și probabil cei care ați pățit treaba asta, știți ce înseamnă să vă atace, nu știu, șobolanii sau o pisică sau pur și simplu să moară un porumbel, mai ales un porumbel destul de frumos, un porumbel de rasă, porumbel pe care abia așteptam să ia maturi, să-i văd eu frumoși acolo în volieră. Faza e că nu am găuri pe aici, adică peste tot e pusă rapiță. La nivelul ăsta peste tot e pusă rapiță de jur împrejur. Dar un șobolan ar putea să intre chiar și pe dedesubt, adică dacă intră capul, intră și restul corpului, ca și la dihor. Sunt destul de moi la corp. Mamă, ce mai cântă ăștia acum aici. Da, și mi-e extraordinar de ciudă, l-am găsit acolo, mort. Pui ăștia doi stăteau în acest cuibar. Și de vreo 3 zile au început să coboare, adică au sărit deja, gata, începeau să-și dea drumul la zbor. Iar eu i-am pus odată la loc, când am văzut că au sărit iar, am zis ok, asta e, nu-i nimic. Găinile nu le fac absolut nimic, pentru că mai sunt și alți pui, mai e acolo un pui de voiajor, mai e puiul ăla care a fost cu capul spart și deja și-a revenit și dă penajul complet, ăsta e mai mare din prima serie. Deci nu se întâmplă absolut nimic, porumbei cu găinile se împacă, dar ăsta e de șobolan cel mai probabil. Probabil de la lemnele care sunt în spate, pentru că abia aștept să scap de ele, dar momentan nu am avut timp. Bine, nici timp, nici drujba nu merge, s-a cam stricat și trebuie să o fac. Dacă nu, trebuie să chem neapărat un vecin ca să le bag, să le tai în două sau să le ciopărțesc, trebuie să aduc și o pană, pentru că sunt și foarte multe buturugi destul de grele acolo. Și faza e că, băi, m-am uitat pe unde ar putea să intre, nu știu, pentru că pe aici niciun caz nu intră, deci abia intră un deget, mititel, nu ar intra pe acolo. Peste tot pe marginea asta e destul de bine protejată de jur împrejur. Deci pe aici să zic, nu știu, poate intră capul șobolanului, chiar nu cred. Pe aici nu cred că ar intra, dar pe sus ar putea să urce. Și l-am găsit rupt în două. Pur și simplu l-am găsit rupt. Unul astăzi și unul ieri dimineață. Deci mi-e o ciudă maximă. Mi-e o ciudă de înnebunesc. Nu știu ce să fac. Pentru că pe cei de sus n-are cum să-i atace șobolanii, dar pe ăștia de jos se atacă. Mă, și cum n-a luat puiul ăla unde e voiajorul ăla, pui de voiajor? De ce nu l-a luat pe cap spart ăla de acolo? Că nu mi-e atât de drag cum mi-ar fi fost ăilalți. Mamă, deci mi-e ciudă de nebunesc.
Da, aici nu mai am nimic. Toți puii au coborât din cuibare, absolut toți, erau vreo 4, după cum știți, toți au coborât. Tu ce ești, mă, așa, mai n-ai nimic, a? Da. Mi-e o ciudă maximă. N-am nicio altă noutate, deja puii, vedeți, uitați, ăla de voiajor a început să-și dea drumul la zbor. Da, nu știu ce să zic, îți supăra maxim. Mai am aici o treabă, uite puiul ăla de maghiar, care e aici și ăsta e măricel și nu i-a făcut nimic, a ieșit ăla din cuibar. Aici avem chinezii care iar au făcut ouă pentru că au intrat alți porumbei peste ei și le-au spart ouăle și acum între timp au deja ouă de vreo săptămână. Abia trebuia să iasă puii și i-au atacat, nu știu care, cred că au intrat maghiarii la ei sau voiajorii, nici n-am idee, oricum a intrat cineva peste ei și le-a spart ouăle, că o găină n-ar putea să fie acolo. Iar aici n-au cum să intre șobolanii în niciun caz pentru că e foarte bine astupat peste tot, adică chiar nu am găuri aici. Doar un șoricel mic să zic, dar nu ar face asta. Da, și mi-e o ciudă maxim, deci n-aveți idee cât îți de supărat pentru că mi-au murit doi. De fapt mi-au omorât. Unul era crem, așa, un crem foarte frumos, deja aveau penajul aproape complet, mai aveau foarte puțin de mâncat să le crească așa și coada ca lumea. Și pe cel de-al doilea care l-am găsit acum, unul mai negru, așa, cu mov. Uite, deci cam ăsta ar fi. Uite, avea o încălțătură, o coadă frumoasă, dar de unde? Da, uite, avem aici mămica. Asta erau puiilor, pentru că pusesem ouăle în partea cealaltă la satinețe, am schimbat ouăle. Bă, și creșteau așa de frumos. Și acum, da. Aici porumbeii se prezintă ok. Au început deja ăștia mari. Uitați-vă aici, avem pui de capucin. Am 4 pui de capucin de la 2 perechi. Uitați-l și pe ăla care a fost cu capul spart și a mai revenit. Mănâncă deja, au început și ăla să-și dea drumul frumos pe aici. Avem 4 pui de capucin. Am și pui de la Maria Stuardia, uitați-l, au început și ăștia să mănânce singurei. Dai, ce faci? Pui de Maria Stuar și pui de capucin, se vede diferența. La ăsta deja a început să-i crească gulerul mai mare, un oval așa frumos, iar la capucin diferența este că în față nu au guler, au doar așa în spate, ca o coamă, iar ăștia au complet, uite, reflectă spre negru, mov, nu știu dacă se observă. Da, deci ăsta e pui, ăsta e pui, pe jos am, ia, uitați, acum nu mai pui aici. Puiul ăsta de la Buhara, cu femela cealaltă, pui seria aceasta de gălățeni, pui de mari, nu, de maghiar, pui frumos, ia uite ce încălțătură are ăsta, dar stai să vi-l arăt pe celălalt, celălalt este superb, deci l-avem pe ăsta cu o încălțătură așa și pe ăsta care are o încălțătură și mai gigantică, deci ăsta este genial. Deci uitați-vă aici ce pereche frumoasă, deci nu cred că se observă foarte bine, dar ăsta are o încălțătură superbă. Și ăsta, dar ăla e puțin mai mare. Da, pe maghiare aia frumoși. Aici, puiul de, ia uite, pui de gât golaș, frumos. Pui de Maria Stuart. Puiul ăsta care a avut capul spart, uitați-vă, și a revenit. I-a mai rămas doar o mică bucățică de carne, un surplus, dar deja e ok. Încă un pui de capucin aici, foarte frumos, dar ia uitați-vă, deci n-am mai văzut pui de capucin până acum, deci cu care are în mod, zici că, dacă ar focusa pe el, zici că are o pată ca la rândunele de Saxonia, foarte frumos, stai mă, dar ăsta tot se bagă înăuntru acolo, pui aici. Pe acolo buhara aia care vor să facă ouă. Da, ăștia de aici, perechea de acolo. Perechea de uriaș maghiar, ăștia doi albi, iar au făcut ouă acolo și le-au spart. Nu știu care, cred că femela se apasă prea tare pe ele sau nu știu ce s-a întâmplat, dar le-au spart iarăși. Aici am ouă la gât golaș, trebuie să scoate. Ouă iarăși la rollerii persani. Pui mari și ăștia de acum trebuie să sară din cuib sau pot să-i cobor chiar eu. Pui mari de la, ia uitați-vă aici, călugă și preu saxon. Uitați-l pe ăsta, mi-a dat cu moț foarte frumos, superb. Deci ia uite, începe să-i crească complet penajul. Și ăsta de aici nu e cu moț, cred, da, nu e cu moț ăsta.
Și ăștia sunt încălțați, sunt foarte frumoși, îmi plac maxim călugării saxoni. Superb. Ia uite ce se înfoaie, da. Ăla de acolo, din spate, care era din seria cealaltă, ăla cu capul spart, unul cu capul spart e aici, a fost crescut de ăștia și celălalt dincolo de voiajori a fost crescut. Acolo nu mai avem nimic, deci avem ouă, ouă. Ăștia iarăși cred că au depus ou sau se pregătesc, pentru că au pui mari. Aici avem indieni, frumusețe de indieni, care ăștia sunt ok. Avem aici un indian alb și unul pe negru. A dat alb curat din nou. Stai așa că vreau să vă filmez. Oh, ce grăsani, frumos. Asta e cu negru. Este seamănă cu taicăsu. De fapt nu cu taicăsu, că taicăsu e alb cu negru, cu e alb căpăcit pe negru. Dar din alb căpăcit pe negru și cu femela aceasta Almond de aici a dat culorile acelea, alb și negru. Plus puiul ăsta, tot alb complet de tura trecută. Mai am un pui complet alb de tura trecută, da. Gălățeni iarăși au făcut ouă. Uitați femeia de gălățean aici care stă pe cuibar. Dedesubt aici avem un pui de indian. De fapt sunt doi. Doar că ieri am văzut că pe unul nu prea hrăneau. Ăsta e mai mare. Nu știu ce culoare va avea, cred că tot așa un crem. Iar puii care tocmai au fost omorâți erau frații lui ăștia din cealaltă serie. Un pui de indian acolo. Și unul este dedesubt aici băgat la femela de uriaș maghiar. Uite ce frumoasă e femela asta, foarte frumoasă. Am băgat un pui aici pentru că mi se părea că nu-l hrănea. Și acum ia uitați-vă ce gușă are. Îl hrănește foarte bine, rămăsese puțin mai mic și nu vreau să-l mai pierd. Uite și ăsta e ca un crem așa, un gălbui crem se va face. Și aici are pui femela de uriaș. Sunt frați cu cei pe care avem mai tamari mai devreme cu încălțătura aia uriașă. Deci uitați-vă comparație, se poate observa. Deci are aici puișori. L-am pus așa pentru că îi poate crește pe toți. Eu așa zic. Îi poate crește pe toți trei. În caz de nu, l-am lăsat de ieri până astăzi. Uitați-vă ce încălțătură va avea iarăși ăsta. Nu știu dacă se focusează. Uite ce se mai zbate pe acolo. Cred că îl pun la loc. Că văd că și-a revenit, l-a mai hrănit. Ia uite ce gușă frumoasă are. Și o să-l pun la loc, ăsta e hrănit. Da. Nu vreau să-i pierd, mai ales indienii. Vreau să am indieni pentru că îmi plac maxim. Uite aici, ăștia cred că iar se pregătesc să depună ouă. Sper să mai facă o serie. Acolo mai e încă unul. Un puișor. Uite și aici încă un puișor de ăsta, care a ieșit exact ca maică-sa. Culoarea asta deosebită. Unde este femela? Să vă arăt femela, uite-o sus. Femela are un maroniu spre mov așa și puiul a ieșit exact ca ea. Deci puiul ăsta a ieșit exact ca ea, ce îngușă mă? Un ciop, un ciuculeț. Așa. Ăsta a ieșit o culoare exact ca ea, este foarte frumos. Iar ceilalți sunt unul cu roșu, da, deci avem pui Maria Stuart, pui la toți. Deci uitați-vă ce e pe jos. Deja pui mai mari care încep să-și ia zborul. Îi mutăm în voliera alăturată, după cum știți, la cea de tineret. Da. Deci avem pui acolo noi, pe care abia vi-am arătat. Și cam astea ar fi noutățile. Călugării de Saxonia, o pereche au pui acolo și o pereche se pregătesc, văd că să facă o iarăși în acel pui bar. Perechea asta de Buhara pe alb, mă gândeam să îi vând sincer, deoarece aș vrea să păstrez doar una. Asta a fost și intenția mea, să am o singură pereche, dar de la o pereche am ajuns la vreo 3. Mi-au plăcut toate și, na, i-am luat și pe la pestrițu cu femeia pe alb și am zis că acum mă gândesc să îi dau pe ăștia, să îi liberez spațiu cam la jumătate, sincer, vreau la jumătate, deoarece s-au înmulțit. Asta e bine, mă bucur, dar în același timp au nevoie și de spațiu, pentru că nu vreau să îi înghesui. Și chiar de mai bag în voliera cealaltă, deja după cum vedeți, s-a împățit o boacănă. Faza e că dacă ar sta pe sus în cuibare, nu ajunge deloc. N-are cum să se suie chiar până la cuibare. Asta o știu sigur. Și aici nu cred că intră șobolanul. Sper să nu intre. Nu am nici cea mai mică idee. Îmi doresc să nu intre, cel puțin pe supoartă. Deși, nu știu. Eu asta cred că a fost șobolan. În cazul în care era dihor,
Ar fi făcut mult mai multe victime, ar fi cărat mulți din ei, dar șobolanul de obicei îl mai mănâncă puțin și îl lasă. Deci uitați, vreau să vă uitați foarte atent la puiul ăla de acolo. Este superb buriașul ăsta maghiar și ăsta la fel. Deci ăștia doi, ăsta de aici cu cel de acolo, sunt frați. Și are încălțătura mai mare decât la Buhara ăsta. Mamă, deci este superb. O încălțătură așa de fluture, frumos. Da, cam astea ar fi noutățile pe aici. Iar aici, să vă arăt ultima noutate. Au ieșit puii de... De fapt a ieșit doar un singur pui. O veste bună și o veste tristă. Au ciocnit ambele ouă de la creții francezi. Dar din păcate unul a ieșit cu o zi două mai devreme, pentru că așa se întâmplă în general, și celălalt nu a mai ieșit. A început, a ciocnit, a crăpat. M-am uitat la el în prima zi, am zis, bă, până mâine iese. A doua zi dimineață m-am uitat din nou, era crăpat mai tare, dar nu mai mișca nimic în interior. Când am început să-i dau puțin cojița la o parte, am descoperit că era mort. Stai puțin că vreau să-l arăt pe ăsta. Era mort, da. L-au sufocat în ou. A stat pe el și l-a sufocat fără să-și dea seama și mi-e ciudă tare de tot, pentru că aș fi avut doi pui. Dar acum e bine că am și măcar un singur puișor. Are o încălțătură frumoasă, nu știu dacă se poate observa. Da. Creț francez. În sfârșit am și eu primul pui de creț francez. Am avut mari speranțele la perechea asta și am zis că o să mă dezamăgească. Stai mă, nu-ți bate puiul. Deoarece m-am chinuit jumătate de an să-mi scoată și mie o pereche de ouă și au scos în sfârșit. Am zis că închid aici și asta am făcut. Și am reușit. Au fost ok, bereche frumos, au făcut acum primul pui. Și sper de acum când mai fac pe ceilalți să am mare grijă ca să iasă amândoi la timp, că altfel se sufocă. Da. Rățuștele sunt ok. Cam astea ar fi noutățile. O să vreau să le pun balia pentru că afară e cald, e caniculă în fiecare zi. Au anunțat și săptămâna asta foarte, foarte cald. Și le mai pun balia aici să se scaldă. Da, mi-e ciudă sincer maxim, uite. Ăștia alți n-au nicio problemă, toți sunt vioi, sănătoși. Păi, dar nu știu cum, care erau șansele exact pe ăia să-l ia. Deci exact pui ăștia, mă. Eu văzut pe aia mai frageți, probabil ăștia au fugit și au luat puțin zborul și l-a prins primul și asta e. Da, acum l-am aici lângă mine, o să mă duc să-l arunc. Păi și mi-e ciudă, rău. Mai am încă 4 pui aici de voltat indian, plus la mare 5. Să zic așa, bine, ideea e că nu-i mai număr, nu mai contează, n-are importanță, dar așa le țin, toată lumea le ține socoteala când are pui. Da, deci uitați-vă, dă acum să-i hrănească, l-am vrea să-și ia zborul. Asta e puiul de Maria. Deci dă drumul la zbor și încălzește aripioarele. Da, cam acesta a fost video pentru astăzi. Îmi pare rău că vă dau o veste proastă, dar se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta. Nu ai cum să previi chiar întotdeauna și oricât de bine ar fi, să zic, curățenie în spate, să nu fie lemnele alea, tot ar putea să mai vină câte un șobolan de prin vecin, pentru că la vecin nu este deloc ordine, vă spun cât se poate de sincer, deci nu cred că a venit de la mine un șobolan. La mine în spate eu am doar lemnele alea câteva și în rest peste tot este ciment și, na, în fine, eu le-am aranjat într-o anumită ordine, doar că cel mai probabil poate să vină de oriunde. Cam asta este ideea. Asta a fost video pentru astăzi, nu uitați să vă abonați, să mă ajutați și pe mine acolo cu un like și vreau să lăsați în comentarii care a fost cea mai rea întâmplarea voastră cu porumbei sau cu găini, ce v-a fost omorât sau ce ați găsit lipsă și din ce cauză, cine vi le-a atacat. Da, vreau să văd, o să citesc comentariile voastre. Cam atât ar fi pentru astăzi și ne vedem data viitoare. Numai bine!